Mă bucur de vară. Vara indiană. Un soare de vară a încălzit capitala și nu numai în ultima zi din octombrie. În sud-estul țării, maximele au ajuns și la 29 de grade Celsius, motiv nu doar de încântare, ci și de ajustarea bugetului pentru căldura în locuințe. O să fie cel mai bine, vă dați seama. Nu mai băgăm în foc, nu mai băgăm nimic. Luna octombrie 2023 rămâne drept o perioadă cu vreme atipic de caldă. În penultimul weekend al lunii, în București, înregistram cea mai caldă zi de 21 octombrie de când se fac măsurători. Acea zi, în care în țara noastră au fost 129 de recorduri de temperaturi neobișnuite ridicate, a fost și cea mai caldă zi din Europa. Am 44 de ani și n-am văzut lucrul ăsta. Eu știu că, de fapt, luna asta ar trebui să nu să fie nici soare sau ceva de genul ăsta. Cel puțin frig. Frigul își face greu loc și în ultima lună de toamnă. Primele zile de noiembrie încep cu temperaturi ușor în scădere, însă rămân în continuare mari față de normalul perioadei. Weekendul vine cu surprize. De poi mâine așteptăm ca din nou încălzirea vremii să situeze valurile de temperatură în cea mai mare parte a lor peste cele normale, cu cele mai mari abateri în jumătatea de sud-est a teritoriului, unde așteptăm temperaturi de până la 24 de grade Celsius, chiar 28 de grade Celsius sâmbătă. Temperaturi mai ridicate decât cele normale vom avea toată luna noiembrie, dar ploile vor cuprinde treptat toate regiunile. Cine tânjește după primii fulgi de zăpadă mai are de așteptat. Chiar și la munte, la peste 1700 de metri altitudine, singurele precipitații vor fi deocamdată sub formă de ploaie.